În această a doua parte vorbim despre reținerea fostului primar general condamnat în România la 10 ani și 8 luni. Sorin Oprescu a plecat din România prin Vama Giurgiu, a mers în Bulgaria și apoi a mers în Grecia. A fost localizat în Atena, în cartierul Glifada. E un cartier foarte frumos al Atenei. Am să vă ofer imagini chiar de acolo și am să vă dau informații cu ceea ce s-a întâmplat. Pentru că acolo sunt niște lucruri extrem, extrem, extrem de ciudate. A vrut Sorin Oprescu să fie prins. Are un plan care în momentul de față nu se vede, dar am putea să ne uităm pe fapte și să vedem că este un plan. Ei bine, doamnelor și domnilor, haideți să vedem care este zona în care Sorin Oprescu a fost localizat. Atena, știți foarte bine, este un oraș superb, este un oraș cu deschidere la mare, este un oraș pe care sunt convins că foarte mulți de dumneavoastră îl cunoașteți, l-ați vizitat. Aceasta este zona Glifada. Iar informațiile sunt următoarele, doamnelor și domnilor. Deci, este localizat în Glifada. Există o participare a forțelor polițienești române, cele grecești și, desigur, a Interpolului. Și acum vine bomba. Sorin Oprescu are o participare într-o societate comercială în Grecia și avea declarată în bazele de date ale bazele date aferente, o adresă cum ar veni, ai nevoie, nu, de un loc în care să desfășori activitatea. Iar adresa pe care Sorin Oprescu o declară pentru acea companie în care are o participație este adresa în care a fost găsit. În momentul în care primești informația pe Interpol, acesta este personajul căutat, fost primar general în România, cu această condamnare și așa mai departe, ai un mandat de pus în aplicare. Și acum, întrebarea cea mare este, Sorin Oprescu, știind că a declarat acel sediu, tu te duci exact în sediul respectiv, care era, desigur, prima destinație a poliției, pentru că poliția s-a dus la acel sediu pe care l-a declarat Sorin Oprescu și l-au găsit acolo. Sorin Oprescu a cerut azil politic după ce s-a întâlnit cu forțele de ordine din Grecia, deci cere azil politic. Și sigur că în momentul în care ai o companie, în momentul în care ai o firmă sau participații la firma respectivă, întrebarea este dacă tu ai rezidență și ce ar putea să însemne acea rezidență. Noi am avut un caz, doamnelor și domnilor, pe care cred că în momentul de față știm, Dragoș Săvulescu, care sigur existau niște elemente comune și altele care nu sunt comune. Faptul că era rezident în Italia, faptul că acolo exista o decizie, chiar dacă era condamnat în România, iar autoritățile din Grecia nu l-au extradat în România, s-a putut întoarce, bine mersi, în Italia. Pentru că avea o decizie a justiției italiene care a primat în Grecia față de decizia justiției române, pe bună dreptate. Bun, acum întrebarea este de ce Sorin Oprescu s-a dus într-un loc pe care îl declarase deja autorităților. Dintre toate locurile în care se putea duce, te duci într-un loc, să rămână Andreea Sava, bun venit. Te duci într-un loc în care e deja limpede că ai putea să fii acolo? Avem legătura cu Adina Anghelescu? Salut, Adina! Bună seara! Bun, tu ai foarte multe informații, ai dat prima unde se află Sorin Oprescu, care este traseul. Dintre toate locurile care putea să stea în Grecia, insule și așa mai departe, Sorin Oprescu de acum două săptămâni se aduce într-un sediu pe care îl declarase că este un fel de sediu social pentru firma unde are participații. Să fie imprudență sau să fie un plan, vine poliția, cer azil politic pe baza faptului că poate este rezident, nu știm acest lucru, să spere că nu va fi extradat. Care crezi că e planul? Cred că doctorul Oprescu a ales Grecia și pentru că, într-adevăr, avea acolo participație în firma respectivă, de care îmi spuneați, dar și pentru faptul că, având firma, automat ai și niște conturi, ai și niște bani, deci nu ești fiul ploii, să spunem, pe acolo. Doi la mână,
pentru că el probabil că consideră că Grecia este un teritoriu pe care justiția îi va face dreptate, pentru că se așteaptă depunerea unui recurs în casație din partea avocaților din România, în România, și în timpul acesta poate să facă și el ca și Elena Udrea, poate cere suspendarea extrădării la, până la judecarea recursului în casație, așa cum a făcut, spun, și Elena Udrea. De aceea Elena Udrea nu a vrut să fie, a refuzat să fie audiată prin videoconferință când a fost termenul ieri, pe data de 16, la recursul în casație. Mai mult decât atât, eu aș menționa și faptul, Mihai, că mulți preferă să plece din țară, din ce am observat eu înainte de decizii definitive, pentru că ori au încredere zero în justiție și nu se știu vinovați, sau pentru că știu că vinovăția lor e minoră pe lângă ce urmează să le dea instanța, adică se așteaptă la o execuție foarte mare, pentru că asta se observă, se simte pe parcursul judecății din atitudinea magistraților. Oroprescu a fost la fiecare termen. În motivarea pe care au dat-o judecătoarele Panioglu și Jderu, în care au dat 10 ani și 8 luni, adică dublu decât la fond, unde s-au schimbat încadrele și unde l-au băgat pe Sorin Oprescu ca fiind lider de grup organizat, avem totuși un judecător care a făcut o opinie separată pe 200 de pagini din 353, în care toacă cu argumentații și susține contrariul multora din concluziile colegilor lui de complet, printre care și aceea că Oprescu nu a fost lider de grup organizat și explică și de ce. Iar aceste argumente pe care le aduce judecătorul Mihai Valentin, cu siguranță că se vor regăsi ca puncte nevralgice ale apelului în recursul în casație. Deci există foarte multe motive pentru care Oprescu așteaptă din Grecia până la extrădare să vadă ce se întâmplă cu recursul în casație. Adina, faptul că se duce, să zicem așa cum aici în România, la sediul social al unei firme unde are probabil niște acțiuni, în Grecia, și nu se ascunde, nu pleacă în altă parte și așa mai departe, te face să crezi că Sorin Oprescu aștepta să fie reținut pentru a începe aceste acțiuni pe parte legală și să nu fie un fugar pentru restul vieții? Da, da. Cu siguranță că se aștepta și chiar aștepta să se întâmple lucrul acesta pentru a fi demarate aceste, cum să spunem, căi extraordinare de atac, recursul în casație fiind una dintre ele. Mai este și calea acelei contestații în anulare. Însă, cred că, dacă mi-aduc bine aminte din ce a spus Sorin Oprescu într-un interviu pe care l-a dat anul trecut, parcă înainte oricum de această condamnare, el zicea așa, cu ce să te lupți, întreba el, cu tramvaiul care trece pe trotuar și nu te anunță, așa e făcut sistemul să te îngenuncheze. Deci se aștepta să fie executat, dar nu în forma aceasta. Oricum, și dacă ar fi rămas 5 ani și 4 luni, cred că reacția lui ar fi fost aceeași. Adică ar fi plecat din România și ar fi așteptat acolo să contraatace cu aceste căi